Bună, dragilor, aceasta este tabela pentru cei care ați ales numărul 1. Să vedem ce trebuie să știți în acest moment. Să extrag două cărți din oracolul chakrei. Să vedem sunet, muzică. Avem rim, vibrație, dar și liniște, numărul 33 și numărul 16. Avem limite personale sau bariere personale, alegere, împuternicire, dar și autenticitate, dar și dorința de a reuși, de a face un lucru. Ok, să vedem și niște cărți de tarot. Se iasă 5 de monede. Și un as de băte. Wow! La baza pachetului avem un as de cupe. 6 de monede. Cineva sau ceva îți alimentează așa pasiunea, iubirea în interior. Să vedem. Turnul, 5 de monede, 2 de cupe și avem un as de bâte care a vrut să iasă aici. Hai că las la 2 de cupe. Și vreau să mai clarific aceste cărți și după să încep etalarea. Pentru turnul. Nouă de săbi. Ai ceva aici cu doi de bâte, steaua și cavalerul de bâte. Foarte interesant. Ce trebuie să știi în acest moment? Mi-a venit să zic faptul că ești mai aproape de ceea ce ți-ai dorit decât îți imaginezi. Decât îți imaginezi, da? Ești mai aproape de persoana iubită, ești mai aproape de ceea ce îți dorești cu adevărat, pentru că avem asul de cupe acolo, ceva ce vine din inima ta, ceva ce îți dorești cu foarte multă ardoare, este ca și cum manifesti această persoană în viața ta sau această oportunitate, această iubire, această... Cu toate că trebuie să lași anumite lucruri, anumite greutăți și niște monede acolo, ideea de abandon. Să vindeci, pentru că a apărut steaua la 5 de monede, să vindeci, în momentul în care o să ți vindeci această rană, poate chiar și materială, poate are de face partea asta materială, că am avut și 6 de monede, o să reușești să manifesti iubirea. Persoana asta la care te gândești, o persoană foarte... asemănătoare cu tine, o persoană pe care o iubești foarte mult, e cineva aici care adoră pe cineva, eu așa simt, cu doi de cupe, și un cavaler de bâte. Foarte multă pasiune în această relație și cu doi de cupe și cu asul de bâte, multă, multă pasiune. Dar, cu turnul aici și cu 5 de monede, poate că treci printr-o perioadă de transformare, de, nu știu, de distanțare într-un fel și... te-ar ajuta să fii o persoană mai te-ar ajuta să fii o persoană mai detașată în momentul acesta. Cu doi de bâte și cu turnul aici e cineva care privește din afară cum ceva se dărâmă, cum ceva nu știu ia o altă direcție. Poate ar trebui să te reorientezi. Să vezi cu alți ochi, dintr-o altă perspectivă această situație, această ruptură, poate această cu turnul. Distrugere, într-un fel sau altul. Și cu 5 de monede. Ceva care poate te-a lăsat singur. Poate că a fost o relație eșuată, poate a fost ceva eșuat, ceva care n-a mers. Pentru că nu avea o fundație stabilă. Și te-a lăsat într-un fel singur, abandonat. Și te-ai simțit așa. Cu steaua, în schimb, ești
călăuzit, ești ghidat să mergi către o altă direcție, să te îndrepți către o altă direcție și cu doi de bâte și cu steaua. De fapt, în această durere, în această distrugere, există o oportunitate și cu asul de bâte clar și cu asul de cupe, oportunitate de a iubi, de a te iubi mai mult, de a-ți crea așa niște bariere emoționale, personale, importante, de a ieși alegerea ta cu choice. Este vorba despre alegerea ta să te să devii o persoană mai, să ai mai multă grijă de tine în sensul acesta. Numărul 2 văd că este foarte mult în evidență, 2 de bâte, 2 de cupe și aici cu choice, alegere, poate trebuie să alegi dintre două lucruri, asul de bâte din nou și cu asul de cupe, deci două începuturi. Poate că trebuie să alegi o persoană, să alegi o situație, să alegi un eveniment, să alegi ceva de genul dintre două lucruri. E ca și cum trebuie să alegi dintre vindecare și dintr-o zonă care nu te ajută într-un fel să evoluezi chiar deloc, cu 5 de monede și cu steaua. Ia să vedem pentru sunet ce avem acolo. Sunet este chakra comunicării, ar fi. Trebuie să comunici. Okay. Cred că este timpul și să asculți, dar și să comunici. Încearcă să asculți cu orice sunet, cu orice să iei în considerare orice sunet care vine spre tine, chiar și printr-o muzică. Poate că sunt niște mesaje prin muzica pe care o asculți. Poate te ajută să te echilibrezi, te ajută să ai mai multă încredere în tine, să-ți creezi așa un niște bariere personale, da? Ok. Fiecare, de fapt, orice viață este, de fapt, bazată pe vibrații. Încearcă să îți ridici vibrația și în momentul acela, da, pentru că aici au o vibrație destul de joasă cu 5 de monede, cum aș zis, este o alegere. Dacă vrei să rămâi într-o vibrație joasă sau într-o vibrație înaltă cu steaua, clar, este vorba despre ghidare, despre vindecare, despre ceva înalt, o vibrație înaltă, despre univers, clar. Avem vărsător aici, ideea de aer, din nou comunicarea, iese în evidență. De să vibrezi și să vorbești frumos, să încerci să comunici drăguț, frumos, ca și cum cineva drag sau în orice caz cineva din jurul tău ai vrea să-ți comunici. Așa să folosești cuvintele. Ok, fiecare viață are o frecvență și un sunet, chiar dacă acel sunet este, nu știu, tăcut, ca și cum nu se aude, dar el există. Așa. Încearcă să auzi ceea ce lumea îți comunică, chiar dacă este ceva tăcut, cum aș fi zis. Aici poți să-ți folosești intuiția, poate să fie vorba și despre sunetul acesta fin al intuiției, ceea ce îți transmite. De fiecare dată când noi vorbim, cum aș fi zis, ce comunici, sau când facem un sunet, de fapt noi emitem o energie vibrațională, o forță vibrațională, energetică în univers. Și este momentul să fii mult mai conștient de sunetele pe care tu le oferi lumii. Și să fii mult mai conștient la sunetele pe care alegi să le folosești, dar și cu care alegi să te înconjori așa în fiecare zi. Sunt sunete care îți transmit, nu știu, ideea de vindecare, de armonie, de inspirație, sau sunt sunete care îți oferă dezechilibru și incertitudini. Deci e foarte important să-ți folosești cuvintele așa cum îți dorești, cum ai vrea să, nu știu, să te ajute să crești.
Pentru că dacă folosești cuvinte sau sunete sau, mă rog, cuvinte, gânduri, în sensul acesta poți să vorbești cu tine în interiorul tău, în mintea ta, și acele cuvinte pe care ți le folosești, pe care le folosești, sunt cuvinte care sunt joase sau care au o frecvență joasă sau care te trag în jos și nu sunt pozitive pentru tine într-un fel sau altul, pentru evoluția ta și așa mai departe, vei atrage acele lucruri. Și mai ales în momentul în care o să le și comunici cu voce tare, ai mai multe șanse să atragi acele lucruri. Deci, mare atenție la cuvintele tale, pentru că este aici vorba despre o alegere. Te ajută într-un fel și să-ți creezi niște bariere personale cu scopul de a te proteja. Deci, poți să folosești niște cuvinte pentru protecție, pentru protejare, să te protejezi într-un fel sau altul. Încearcă să cauți aceste lucruri, poate sunt de ajutor. Așa că un mesaj important și trebuie să știi în momentul acesta. Dar clar, este o alegere. Este vorba despre multe alegeri și poți să-și atragi acest partener, această iubire, această inspirație. Îți dorești foarte mult iubirea sau un nou început în iubire sau ceva care să-ți ofere multă, multă pasiune, multă dorință, dar e și pasiune și iubire în același timp. Nu poți să faci acest lucru, nu poți să atragi această iubire pură, pasională, dacă folosești cuvinte și situații care te trag în jos și care pun în evidență ideea asta că ești singur, că ești, nu poți să zici că ești singur în permanență și tu să-ți dorești să fii cu cineva. Adică, încearcă să nu gândești așa, încearcă să schimbi perspectiva, că tot avem doi de bâte, încearcă să vezi acest trăsnet, această distrugere diferit, dintr-o altă perspectivă, și o să te ajute și la vindecare și să aduci în viața ta o persoană nouă, de ce nu? Sau să aduci și pasiunea, iubirea în jurul tău. Deci e o chestie de comunicare aici, e o chestie de cuvinte, o chestie de cum vorbești cu tine, ce transmiți universului prin comunicare, prin vibrația ta. Vibrația poate să fie înaltă sau joasă, depinde și de cuvintele pe care le folosești, mai ales de cuvinte, de gânduri. Ca zodii avem vărsător, rac, pești, săgetător, balanță, leu, fecioară. Cam astea sunt zodiile pentru tine, numărul 1. Interesant, interesantă întâlnarea asta, trebuie să știi în momentul acesta. Încearcă să fii mai atent sau atentă la cuvintele pe care le folosești fiecare zi. Dacă te plângi, la fel nu este un lucru bun pentru că scade foarte mult frecvența. Asta e așa ca o reamintire pentru tine. Și să te ajute și să-ți folosești puterea comunicării pentru a te proteja totodată. Cam atât pentru tine, numărul 1. Îți mulțumesc că te-ai uitat. Ne revedem data viitoare. Pa! Bună, dragilor, aceasta este etalarea pentru cei care ați ales numărul 2. Să vedem ce trebuie să știm în momentul acesta. Ok, pe aceasta. Și pe aceasta, la baza pachetului, avem iertare. Lăsa ceva în urmă, healing, vindecare. Să vedem prezență. Atenție, realitate, conexiune, conștientizare și din nou conexiune avem aici, legături. Ok, iubire, interconexiune, suport, sprijin, da? A fi un tot sau un întreg cu mai multe persoane. Legături. Interesant. 44. Un număr maestru. Ia să vedem ce zice mai exact această carte. Prezență. Prezență. Atenție, realitate. Poate trebuie să fii mai atent la persoanele din jurul tău, că tot avem ideea asta de legături. Realitate, conexiune. Ok. În momentul acesta se deschide o nouă cale plină de miracole în fața ta și trebuie să fii prezent.
Miracole, foarte interesant. Această carte este o invitație pentru tine să-ți aduci înapoi prezența în acest moment, să fii prezent, să fii în acest moment, să te bucuri de prezent, de momentul curent. Ok. Pentru a vedea ce daruri minunate sunt pregătite pentru tine să le vezi în momentul acesta. Ți se oferă niște cadouri, niște daruri de la Univers pentru tine, niște miracole, poate în relațiile tale, că tot avem conexiuni aici, relațiile cu cei din jur, în iubire, sprijin, poate vei primi un sprijin din partea cuiva. Ok. Și o să aleg niște mesaje care nu se repetă așa între ele. Așa. Da, ideea este să fii prezent, să fii în momentul acesta prezent. Pentru că dacă te oprești pentru un moment și observi și îți aduci toată atenția ta în acest moment, te va ajuta să iei parte la mai multe miracole. Ce poți să vezi și ce poți să miroși în aer în momentul acesta. Ok, foarte interesant. Iar conexiunea acolo, 26, care este chakra inimii, 26, spune că ești un pion important, vital, în relațiile tale, în conexiunile tale, gândurile tale, sentimentele și acțiunile tale sunt esențiale pentru acele conexiuni, pentru acele legături, conectează-te la acele lucruri. Ok, deci ești foarte important pentru oamenii din jurul tău. Așa, încearcă să îți deschizi inima la iubire și să fii iubit. Să-ți realizezi partea în această legătură a vieții foarte interesant, chain of life, lanțul vieții. Pentru că ai un rol. E vorba despre un rol aici. Suntem toți conectați cu ceilalți și suntem iubiți. Interesant. Hai să vedem și niște cărți de tarot. Vreau să iasă mai multe cărți. 6 de cupe aici. Echilibru, 5 de monede, cavalerul de cupe, regina de spate și 5 de săbii. De monede și cu cavalerul de cupe. Echilibrul. Poate că da, trebuie să ierți pe cineva cu scopul de a merge mai departe. Pentru că tot am avut acolo forgiveness, iertare, a lăsat ceva în urmă, creștere, compasiune, dar și vindecare. Poate că te va ajuta să te vindeci, echilibrul acolo cu temperanța. Poate că trebuie să mai lași din anumite lucruri, din anumite sarcini care te sustrag de la prezent, te distrag de la timpul prezent, momentul acesta, de a te bucura de lucrurile prezente și da, să acorzi mai mult atenție prezentului, să fii mai atent la conexiunile tale, la relațiile tale. Poate că ai neglijat aceste lucruri. Avem un cavaler de cupe, cineva care ar vrea să-ți ofere o cupă de iubire, regina de spate totuși stă cu spatele la acest cavaler de cupe. E parcă cineva care vrea să-și facă dreptate singur sau singură pentru acest 5 de săbii. Poate că sunt niște persoane care într-adevăr ți-au greșit, dar cred că te conectezi, de ce nu? Cred că te axezi prea mult pe acele persoane care ți-au greșit și nu vezi, de fapt, persoanele care te ajută cu adevărat. De ce nu? Este și asta o idee. Eu așa văd etalarea aici.
6 de cupe. Din nou, să fii prezent. Cartea asta vorbește despre a fi prezent. De a te bucura de lucrurile simple. Deci există simplitate aici. Dar poate că refuz să o vezi. Echilibrul. Echilibrul. Să fii în armonie cu tine. Cu dorințele tale. Dar cu regina aia de spade întoarsă la cel cavaler de cupe și la echilibru, mi-e clar că refuzi această idee, această variantă. Cred că îți dorești cu orice preț să-ți faci dreptate singură. Ce ziceam? Regina de săbii aici. Da, poate vrei să duci niște poveri de una singură sau de unul singur. Nu vrei să fii ajutat. Nu știu, e cineva care nu prea se bucură de moment, categoric. Și ai avea multe motive pentru care să te bucuri. Ce apare aici? Echilibrul și temperanța în același loc. Wow! Și chiar ai nevoie de echilibru, ai nevoie de... ai nevoie să-ți echilibrezi așa sănătatea, am auzit-o. Relațiile. Să ai relații mai sănătoase. Poate să tai anumite relații care nu sunt sănătoase să le să intervii, pentru că ești importantă, acum și ești un pion important în aceste relații. Avem un rege de monede, 7 de bâte, da, și Marea Preoteasă. E aici cineva care se axează prea mult pe cuvinte. Vrea să obțină niște cuvinte de la cineva. Vrea să obțină o comunicare din partea cuiva, dar acele persoane sunt închise, nu mai comunică, nu mai au nicio treabă. Poate cu tine. Eu simt că tu ești această regină de spade. Această regină de spade care nu se axează pe prezent, nu se axează pe echilibru și pe oamenii care, într-adevăr, vor să-i ofere o cupă de iubire, vor să... cineva vrea să-ți ofere iubire, eu așa simt. Dar poate că tu ești reticent la această cupă de iubire. Regele de monede. Să fie vorba despre o căsnicie aici, despre o familie, cineva care își neglijează familia, căsnicia, soțul, în mod special. Și este mult mai axată pe... Cineva este mult mai axat pe câștigurile personale proprii și uită să fie mai temperat, mai drăguț, mai prezent. Uite, ei și au o prezență caldă aici. Foarte feminină cartea asta de aici, din oracol. Care vorbește despre momentul prezent, despre realitate, despre atenție, despre conștientizare. Să te bucuri de ceea ce este în jurul tău. Cineva trebuie să-și lase garda jos mult mai mult și să aprecieze ce are în jur. Și cred că tu trebuie să apreciezi mai multe lucruri din jurul tău. Să apreciezi persoanele din jurul tău mai mult. Cuvântul apreciere mi iese mult în evidență și echilibru. Dacă o să faci acest lucru, o să te ajute foarte mult în conexiunile tale și o să ai conexiuni, legături mult mai sănătoase. Poate dacă nu o să mai faci și nu o să-ți mai dorești să-ți faci dreptate cu orice preț și, nu știu, trebuie să lași lucrurile să fie de la sine, să meargă de la sine, pur și simplu. Să te relaxezi. Ai nevoie de relaxare în momentul acesta. Ca zodii avem săgetător în mod special. Dar și pești, rac, geme, vărsător, balanță și capricorn. Da, mult echilibru. Ai nevoie de mai mult echilibru și să îți onorezi prezența și să-i faci pe ceilalți să se bucure de prezența ta. Să creezi conexiuni, legături vitale, armonioase, sănătoase în jurul tău. Pentru asta o să te ajute să obții mai multe miracole, să obții daruri,
sprijin, într-un fel sau altul, pentru că tot am avut acolo miracole. Sprijin, da? Iubire, suport. Să vedem o altă. Perspectivă. Marea Preoteasă și Regina de Spade, da. Să-ți folosești mai mult intuiția. Să te bazezi mai mult pe intuiția ta. Pe partea asta empatică. Să-ți folosești atributele astea sau calitățile astea de lider, de conducător, de dorința de a nu te lăsa în zona asta profesională, carieră, asta o să te ajute mai mult. Acolo o să te ajute mai mult, avem echilibru. 5 de săbi. Aici mai poate să fie vorba și despre faptul că nu trebuie să ai întotdeauna dreptate, să echilibrezi relațiile din jurul tău. Să nu-ți dorești foarte mult. De fapt, să nu pornești de la premisa asta că trebuie să ți se ofere întotdeauna dreptate sau, nu știu, e aici, sunt mai multe persoane, e un conflict aici, într-un fel sau altul, poate să fii și mental, dar un conflict între mai multe persoane care nu se ascultă. Deci poate că cineva, poate trebuie să asculti și părerea altcuiva, altor persoane, chiar dacă tu crezi că ele greșesc. Echilibrul, cavalerul de cupe și 5 de monede, da. Toată forța asta pe care o ai în tine, simt că trebuie să fie concentrată sau da, concentrată mai mult pe partea asta profesională, pentru că aici văd că sunt niște lipsuri și să nu-ți neglijezi nici partea asta afectivă, emoțională și să oferi mai multă atenție unei persoane anume, cavalerul de cupe. Deci e vorba despre un echilibru între viața profesională și viața personală. Încearcă să nu le îmbini, încearcă să le delimitezi, pentru că poate că ți invadează sau se suprapun așa într-un fel sau altul aceste două zone. Partea profesională și partea personală. Ar trebui să fii mai atent cu aceste lucruri. Iar cu echilibrul de două ori, clar, ai nevoie de foarte mult echilibru, de foarte multă temperanță, poate că tu trebuie să te mai temperezi. Eu simt că asta este într-un fel energia ta, dacă simți că nu rezonează cu tine, atunci este ok, înseamnă că mesajul nu este pentru tine. Dar eu văd așa că intuiția asta, partea asta intuitivă, poate să-i neglijat, partea asta empatică, nu asculți prea mult de interior. Regina de Spade este o persoană foarte, foarte rațională, foarte rațională. Îi place foarte, foarte mult să aibă, poate dreptate, este și un profesor, este o persoană foarte directă, își folosește cuvintele foarte direct, tăios, cum este și această spadă. Și este cam greu să-și arate, de fapt greu, chiar foarte, foarte greu să-și arate latura asta emoțională. Deci poate acolo trebuie să mai lucrezi. Și 7 de bâte aici este bun, e important să-ți canalizezi această energie, dorința de a reuși, de a câștiga, de a trece peste niște obstacole pe partea asta financiară, profesională. Pentru că acolo trebuie să câștigi, să evoluezi. Iar relațiile tale sunt la fel, necesită mult echilibru. Necesită și într-un fel au nevoie de bunătatea ta, de empatia ta, de căldura ta, de prezența ta. Cineva are nevoie de prezența ta. Conexiunile tale, legăturile tale, poate copiii tăi, de ce nu familia ta, au nevoie de prezența ta. Cineva important ție. Cam atât, metodologie numărul 2. Mulțumesc că te-ai uitat. Ne revedem data viitoare. Pa!